vești bune pentru luna iulie. Ratele în lei ale românilor vor fi o idee mai mici după ce robor la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează costul creditelor în lei, continuă să scadă și a ajuns astăzi la valoarea de 3,35%. Ieri era 3,36%. Nu același lucru se poate spune despre ratele ipotecare, deoarece robor la 6 luni și-a reluat creșterea. Indicele în funcție de care se calculează costul creditelor ipotecare are astăzi valoarea de 3,46%. Ieri avea valoarea de 3,45%. Și robor la 12 luni continuă să crească după o stagnare de 3 zile. Indicele care calculează rata creditelor luate de bănci de la alte bănci a ajuns astăzi la valoarea de 3,54%. Ieri avea valoarea de 3,53%. O altă veste relativ bună vine de data aceasta de la Institutul Național de Statistică. Rata anuală a inflației, care măsoară evoluția prețurilor de consum în ultimul an, se menține la 5,4% în iunie, față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă că în luna iunie anumite produse alimentare au fost ușor mai ieftine, cu 0,24% decât în luna mai. Dar atenție, au fost mai scumpe cu aproape 4% decât în iunie anul trecut. Cele mai mari ieftiniri s-au înregistrat la cartofi, 5,9%, ouă, 3,82% și fructe proaspete, 3,41%. Potrivit datelor INS, prețuri mai mici regăsim în luna iunie față de mai și la categoriile legume și conserve de legume, fructe și conserve din fructe, dar și la zahăr și mălai. Prețurile sunt aproape insesizabil mai mici la produsele de morărit, carne de porc sau ulei, dar scăderile sunt mai mici de 1%. Au fost și scumpiri în luna iunie. Citricele sunt mai scumpe cu 1,42%, mierea de albine și carnea de vită sunt mai scumpe cu aproape o jumătate de procent, iar creșteri mai mici de prețuri s-au înregistrat și la unt, telemea de vacă, pește și produse din pește, precum și la cacao sau cafea. Mărfurile nealimentare s-au scumpit în iunie cu 0,14% față de mai și cu 3% raportat la decembrie 2017. Comparativ cu iunie anul trecut, acestea sunt mai scumpe cu aproape 8%. Principalele creșteri de prețuri s-au înregistrat în iunie acest an la combustibili 0,47%. Față de decembrie anul trecut, prețurile la combustibili au urcat cu peste 6%.